treabă la vota favorabil în favoarea proiectului, pe excepția domnului Ciobis, îi face o remarcă. La ce? La condiționarea terenului. Poți așa. Care teren? Am înțeles că acolo se e terenul. Asta mi-am dat să informăm Consiliul, domnule. Lăsați-mă, că trebuie informat Consiliul. Domnul Dionisiu propune ca terenul să fie stabilit mai întâi și apoi să se achiziționeze. Și corect. Altceva, la altă comisie, dacă mai au avut probleme. Majoritatea membrilor s-au dat avizul, cei doi stabilini au fost supozivă, solicită precizarea locației, de ce este necesară această suprafață și scopul precizat clar. Deci în comisia trecut, poftiți. A fost? Mai este cineva? Dacă a spus că nu e scopul clar... Dați-mi voie să vă explic de ce am inițiat acest proiect de lege. Suntem la conducerea administrației locale, am accesat un proiect guvernamental privind înființarea de baze sportive. Proiect tip, gen săl de sport, care cuprind teren de fotbal, vestiare și tribune. De asemenea, am accesat, suntem pe faza de finalizarea dosarului, un proiect guvernamental privind bazine de not de dimensiuni mici. Aseară și noi, nu ai accesat acum. Pentru municipiile care nu sunt de ședință de județ. De asemenea, se lucrează în paralel la nivelul Federației României de Canotaj, împreună cu doamna Lipă, la acea hotărâre de guvern pentru înființarea bazei sportive nautice la complexul hidroenergetic. Adunând suprafețele de teren necesare pentru baza sportivă, stadionul care este 100 și ceva pe 100, accesând suprafața pentru bazinul din nord, gândindu-ne că la baza nautică ne trebuie un hotel și o cantină și poate un mic spațiu de agrement în jur, suprafață mică, am ajuns la concluzia că ne trebuie 2,5 hectare. Acest complex sportiv dorim să-l amenajăm alături de complexul hidroenergetic, undeva în acea zonă n-am stabilit și nu fiți supărați, domnilor, că nu știți unii terenul, dar vreți să măriți prețul. Vai ce drăguți sunteți cu bugetul primăriei și cu banul public. Vreți să știți să dubleze prețul? Ce doriți să știți? Nu știu, dar când trebuie teren acum. Trebuie, o să știe cine trebuie și se va face în conformitate cu legea. Faci mitier întâi, domnule. Proiectăm, strângem toate aceste trei proiecte în unul singur și sperăm să facem una din cele mai puternice baze sportive din Moldova pentru mai multe specialități sportive. Și vom obține hotărârea de guvern în toamna acestui an pentru baza sportivă nautică, celelalte programe sunt în fază de implementare și trebuie să le depunem la guvern. Cine doresc? Dați curva, rog.